Începând cu 1 august, Grădina Zoologică din Brașov va introduce un modul de educație privind animalele sălbatice. Este prima grădină zoologică din țara noastră care oferă vizitatorilor, pe lângă posibilitatea de a vedea animalele și șansa de a afla chiar de la îngrijitorii animalelor informații despre locul în care trăiesc acestea, în ce constă hrana lor sau care sunt caracteristicile fiecărei specii în parte. Programul Dialoguri cu îngrijitorii se va desfășura zilnic pe 4 module: primate, carnivore, ierbivore și păsări. Programul a fost implementat deja în mai multe grădini zoologice importante din lume.